Apocalipsa lui Ioan. Capitolul 18. După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere, și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis: a căzut, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte, pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa de ei. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea, Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până la cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Răsplătiți-i cum va răsplătit ea și întoarceți-i de două ori cât faptele ei. turnați îndoit în potirul în care a amestecat ea pe cât s-a slăvit pe sine însăși și s-a desfătat în risipă, pe atât dați chin și tânguire, pentru că zice în inima ei, Șed ca împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea. Tocmai pentru aceea, într-o singură zi, vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea și foametea și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare. Și împărații pământului, care au curvit și s-au dezmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge și o vor boci. Ei vor sta departe de frică să nu cadă în chinul ei și vor zice, Vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare, într-o clipă ți-a venit judecata. Negustorii pământului o plâng și o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa, marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de insubțire, de purpură, de mătase și de stacojiu nici feluritele lor soiuri de lemn de tin, tot felul de vase de fildeș, tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, de fier și de marmură, nici scorțișoara, nici mirodenile, nici miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici un de lemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boii, nici oile, nici cai, nici căruțele, nici robi, nici sufletele oamenilor. și roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese, strălucite, sunt pierdute pentru tine și nu le vei mai găsi. Cei ce fac negoți cu aceste lucruri, care s-au îmbogățit de pe urma ei, vor sta departe de ea, de frica chinului ei. Vor plânge, se vor tângui și vor zice, Vai, vai, cetatea cea mare, care era îmbrăcată cu in foarte subțire, cu purpură și cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Atâtea bogății într-un ceas s-au prăpădit. Și toți cârmacii, toți cei ce merg cu corabia pe mare, marinarii și toți cei ce câștigă din mare, stăteau departe și când au văzut fumul ardei ei strigau, Care cetate era ca cetatea cea mare? Și își aruncau țărâna în cap, plângeau, se tânguiau, țipau și ziceau, Vai, vai, cetatea cea mare, al cărei belșug de scumpeturi a îmbogățit pe toți cei ce aveau corăbii pe mare, într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu. Bucură-te de ea, cerule! Bucurați-vă și voi, sfinților, apostolilor și prorocilor, pentru că Dumnezeu va făcut dreptate și a judecat-o. Atunci, un înger puternic a ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moară, a aruncat-o în mare și a zis, Cu așa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu va mai fi găsit." și nu se va mai auzi în tine nici sunet de alăute, nici cântece din instrumente, nici cântători din fluiere, nici cântători din trâmbițe. Nu se va mai găsi la tine niciun meșter în vreun meșteșug oarecare, nu se va mai auzi la tine vuietul morii. Lumina lămpii nu va mai lumina în tine și nu se va mai auzi în tine glasul mirelui și al miresei, pentru că negustorii tăi erau mai mari pământului, pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta și pentru că acolo a fost găsit sângele prorocilor și al sfinților și al tuturor celor ce au fost junghiați pe pământ.